Bună, fetelor! Eu sunt Bianca Drăgan și acest canal este pentru voi. Este dedicat femeilor, fetițelor, fetelor, pentru că pe acest canal ofer foarte multă informație. Bun, să începem! Astăzi vreau să vorbim despre încrederea în sine și care sunt semnalele care arată că nu avem încredere în noi. În primul rând vreau să vorbesc despre limitele de care se vorbește în online. Să pui limite la oricine, că nu, gata, te-a tratat nu știu cum și gata, ești afară din viața mea și uite așa rămâi singur, pentru că, ghișe, avem nevoie de oameni, avem nevoie de acei oameni care sunt buni pentru sufletul nostru și hrănitori, dar nu vorbesc despre oamenii cu adevărat toxici din viața noastră, vorbesc despre oamenii care din când în când mai fac greșeli și avem nevoie de oameni aici, avem nevoie de oameni. Eu nu puteam să fac, nu știu, un copil fără un alt om sau nu puteam să, nu puteai tu să te duci la un job dacă nu erau alți oameni și and so on. Avem nevoie de oameni în viața noastră. Nu putem să fim singuri și gata, toată lumea la revedere, eu sunt acest sfânt, sunt această perfectă și gata. Da, tu ești acel just get away. Nu. Așa că vreau să redefinim acele bariere, limite, dacă vreți, pentru că este mult, mult mai important să punem limite, să punem bariere, dar în același timp să avem oameni în viața noastră, să putem trăi viața alături de ei, dar cu respect, să se formeze acea zonă de respect între noi. Bun, să începem. Primul semn, nu ai încredere în tine că vei reuși în afacerea ta la alt job, la un job mai bine plătit, la, pur și simplu, la jobul visurilor tale și rămâi la jobul la care ești acum doar pentru că supraviețuiești, doar pentru că te-ai obișnuit, pentru confort and so on. Îți este frică și nu ai încredere în tine că poți să reușești poate în afacerea ta, să-ți deschizi o afacere sau să ai un job mai bine plătit sau să te duci la jobul visurilor tale. Pur și simplu nu ai încredere că vei reuși și asta te ține pe loc, asta te ține în zona de confort, în zona de supraviețuire și te minți de cele mai multe ori că aici îți este cel mai bine, când de fapt poate nu ți este cel mai bine, poate tu chiar ești menită să-ți începi afacerea aceea, să te duci la jobul visurilor tale și să faci mai mulți bani. Păi, nu îți cumperi lucruri pentru tine. Aici nu mă refer la o carte sau, nu știu, un parfum. Eu mă refer la o mașină, la o casă, la o piesă vestimentară foarte frumoasă și foarte scumpă, ceva semnificativ pentru tine, ceva la care să depui foarte mult efort pentru tine, nu pentru afacerea ta, nu pentru soțul tău, nu pentru copilul tău, pentru tine. O casă gigantică pentru tine, o mașină luxoasă pentru tine. Nu faci lucrurile astea pentru tine. Pur și simplu, doar pentru că nu ai încredere în tine, pentru că nu te pui îndeajuns pe primul loc. Nu crezi că ești atât de importantă în viața ta încât nu te focusezi pe lucrurile de genul acesta. 3. Îți este frică să nu ieși dintr-o relație ca să nu fii singură sau ți este frică mai mult de singurătate decât să fii într-o relație cu o persoană care poate nu ți-aduce cel mai mult bine, care nu te face mai fericită decât dacă ai fi singură, care este acolo doar de umplutură, pur și simplu, și nu este ce-ți dorești. Dar îți este frică pentru că probabil te-ai atașat, pentru că probabil confortul, and so on. Îți este frică că nu ai încredere, îți este frică și nu ai încredere că vei găsi poate ceva mai bun pentru tine. Îți este frică că poate lucrurile la care visezi tu, standardele tale, sunt doar imaginare și un bărbat așa nu există și stai cu bărbatul care poate nu-ți ofere exact ceea ce îți dorești și ceea ce ai tu nevoie. 4. Ești geloasă. Și ești geloasă nu doar pe, poate, nu știu, fetele cu care a avut o interacțiune iubitul tău,
ci pur și simplu ești geloasă pe toată lumea. Ești geloasă poate că la un eveniment o fată s-a îmbrăcat mai frumos sau arată mai frumos decât tine. Ești geloasă pe fata de la jobul tău sau băiatul de la jobul tău că poate are niște performanțe mai bune decât ai tu. Ești geloasă pe prietenele tale dacă reușesc ceva mai mult, poate au slăbit și arată bine, poate și-au deschis afacerea, poate au scris o carte, poate s-au dus la un job mult visat. Pur și simplu ești geloasă în general, ai această stare de gelozie, de invidie, iar asta vine tot din neîncredere în tine, pentru că există un gol. Există un gol și mereu cauți să vezi ce au făcut ceilalți. Și mai confortabil este să iei gelozia în brațe, pentru că ești foarte obișnuită cu sentimentul acela, cu starea aceea. Este mai confortabil să faci lucrul ăsta decât să lucrezi la tine, decât să ai încredere în tine, decât să-ți iei puterea aceea înapoi. Eu îmi iau puterea înapoi și am încredere în mine. Bravo ei! Un om care are încredere în el și își cunoaște misiunea, viața, menirea, scopurile, este pe drumul lui, nu va fi niciodată gelos pe celălalt, pentru că știe că el are drumul lui propriu. Aștepți ca ceilalți să ia decizii pentru tine și nu iei tu decizii pentru tine. Și asta mi-amintește de o întâmplare. Data ne-am întâlnit cu o fată, cu o prietenă de ale soțului meu și spunea această fată că nu este fericită în relația ei, dar băiatul oricum nu o minte, nu o înșală, deci de ce să se desparte de el, adică pur și simplu nu are sens să se desparte de el. Adică simplul fapt că nu este fericită, simplul fapt că nu este fericită, asta nu este un motiv de despărțire. Înșelatul și mințitul este doar un motiv de despărțire, credea ea. Și fata aceasta aștepta de la el, teoretic, sau de la univers, sau într-un fel anume, să se despartă de el. Poate o să o înșele, poate o să o mintă și atunci abia o să găsească această scuză, mă rog, nu e o scuză, dar o să găsească acest motiv de a pleca din acea relație. Și ghiți ce? Această fată aștepta din partea celorlalți, din partea lui, din partea universului, să ia o decizie pentru ea. Nu făcea decizia, nu avea încredere că nefericirea ei este un motiv bine întemeiat să se despartă de el. Nu avea încredere de decizia pe care va urma să o ia. Și asta, bineînțeles, că denotă faptul că nu avea încredere în ea. Ia, mamă. 6. Perfecționismul. Obișnuiam să admir foarte mult oamenii care erau perfecționiști sau femeile, în general, sunt femeile care sunt perfecționiste pentru că credeam că e ceva admirabil, dar de fapt nu este ceva admirabil. Sigur, să-ți dai tot interesul să-ți iasă un lucru foarte bun este foarte de admirat, dar faptul că ți este frică, faptul să-ți fie, că ți e, faptul că ți este frică că nu-ți ies lucrurile și, nu știu, stai până la ultimul detaliu să faci anumite lucruri, devine foarte obositor și devine deja o problemă. Nu ai încredere în tine, nu ai încredere în ce ai făcut tu, în creația ta. Nu știu, poate scrii la o carte și stai până la ultimul detaliu și o analizezi de sus până jos și ajungi să nu o mai publici, pentru că ghiși ce, nu ai încredere. Ajungi să, nu știu, poate vrei să pregătești o cină în familie și crezi că nu ți-a ieșit bine cum ai gătit și nu mai chem prietenii aceia la tine și and so on. Pur și simplu ajungi în ipostaza de a renunța decât să dai mai departe creația ta, decât să alegi să ai încredere în tine și în propria ta creație. Mai bine dai la o parte să nu suferi. Să nu pierzi ceva, dar ghiți ce? Aici pierzi și mai mult, că nu ți-ai oferit creația ta lumii.
că ai ales să fii această perfectă și oricum nu o să fii niciodată. 7. Te mulțumești cu puțin. Iar aici este vorba de foarte multe lucruri, nu neapărat în relația ta, dar și în relația ta. Te mulțumești cu foarte, foarte puțin la jobul tău, cu prietenele tale. Poate te mulțumești, nu știu, cu o ieșire, două cu ele și poate bârfe sau on. Lucruri de genul acesta care sunt de vibrație foarte joasă și ajungi să ai o vibrație joasă. Ajungi să te mulțumești cu puțin, ajungi să nu mai fii bine tu și ajungi tu să nu mai ai de unde da, pentru că dacă tu primești foarte puțin, pentru că te mulțumești cu puțin, n-ai de unde da foarte mult. Cu 7, se completează foarte bine cu ești o femeie convenabilă. Ce înseamnă o femeie convenabilă? Femeile convenabile sunt fix femeile care se mulțumesc cu puțin. Și de ce sunt femei convenabile? În general, femeile și oamenii, dacă își ascultă sufletul, nu sunt convenabili. De ce? Pentru că sufletul este aici să experimenteze viața. Și când experimentezi viața, și vrei să experimentezi viața, nu ești convenabil, pentru că convenabil înseamnă să nu te mulțumești cu un job de la 9 la 5. Convenabil este să nu te mulțumești cu o relație, sau inconvenabil este să nu te mulțumești cu o relație care îți oferă nimic. Convenabil nu este o convenabil în general nu sunt lucrurile mărețe. Și oamenii tind să aibă lucruri mărețe. De ce? Pentru că am venit aici să experimentăm viața. Și ghiși ce? Dacă vrei mai mult, este un semn că ești sănătoasă. Da, pentru că știi că există acel ceva mai mult de la viață și vrei acel lucru și vrei să te duci după acel lucru. Nu e nimic greșit în a vrea mai mult și nu e nimic greșit în a nu fi o femeie convenabilă, nu fi o femeie care se mulțumește cu puțin. Pentru că, ghiși ce, dacă ești aici în viața asta, înseamnă că nu te-ai mulțumit cu puțin și vrei să experimentezi din ce în ce mai mult. E normal să vrei mai mult, e normal să vrei o vacanță mai mult decât, nu știu, la munte, la mare, în that's it. Nu, vrei mai mult și e normal. Și crede-mă că și eu vreau și toată lumea vrea. Ce fac oamenii convenabili sau femeile convenabile este să își oprească acea dorință. Să zică, bă, aia e, măi, nu mai vreau, asta este, să fie toată lumea fericită, eu să fiu nefericită, and that's it. 9. Încă nu ți-ai îndeplinit scopurile, încă nu îți îndeplinești scopurile, nu lucrezi la ele. Nu ai încredere în tine, asta înseamnă. Înseamnă că nu crezi că ești de ajuns de bună să ți îndeplinești scopurile. Ești la modul, păi da, dar de ce să mă apuc de scopuri, că oricum nu o să ajung acolo. Dacă crezi cu adevărat în tine și în scopurile tale, te apuci acum. Pentru că știi că vei ajunge la ele. Și 10. Câștigi puțini bani. Nu e nimic greșit în a fi la început și să câștigi puțin bani din ceea ce faci. Nu e nimic greșit. Dar dacă rămâi acolo toată viața, da, ceva este greșit. Da, iubita. Hai și tu. Nu e nimic ceva greșit în a vrea mai mult, cum am zis. E greșit în momentul în care te mulțumești cu bani puțini pentru munca pe care tu o depui. Deja poate ai ajuns la un anumit nivel și nu este corect pentru tine să câștigi banii pe care ai câștigat la început. Sau poate doar cu 10% mai mult sau 20%. Nu este corect pentru tine, pentru fata, femeia care a muncit foarte mult. Și e normal ca pe parcursul vieții să ceri mai mulți bani în orice domeniu în care te afli. Înțelegi? Deci dacă încă câștigi puțini bani, e din cauza ta că nu te-ai valorificat destul de mult. Și încă nu o faci. Bun, dragile mele, acesta a fost videoclipul de astăzi.
Mă bucur tare mult că am fost de ajutor și că sunt de ajutor și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip. Vă pup!